Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Nu ne speriem de lucrurile care sperie, pentru că ne încredem în Dumnezeul care poartă de grijă, care binecuvintează, care ascultă rugăciunea. De aceea vin națiunile la Domnul, fiindcă El ascultă rugăciunea. Aș vrea să citesc din Scriptură un verset, dar ca să facă diferența pentru noi mai bine, o să citesc încă două înainte. Versetele acestea vorbesc despre faptul că oamenii au o curiozitate nemărginită pentru escaton, pentru lucrurile sfârșitului. Oamenii sunt extrem de curioși pentru ce se va întâmpla mâine și pentru ce se va întâmpla poi mâine. Domnul Iisus nu ne încurajează înspre asta, în ciuda faptului că este normală, este omenească curiozitatea. El însă ne îndreaptă atenția, ne invită să ne concentrăm asupra unui lucru care este mult mai important decât satisfacerea curiozității și acest lucru împlinește nevoia împărăției lui Dumnezeu. Citeți din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 6, 7 și 8. Deci, apostolii pe când erau strânși la oaltă l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să ți așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Poporul Domnului, seriile acestea de duminică vorbim despre lucrurile mari. Am vorbit despre marea chemare, despre marea alegere, am vorbit despre marea instruire. În seara aceasta vorbim puțin despre marea împuternicire. Marea împuternicire se aplică doar celor care au ales sau care au acceptat marea chemare, doar celor care au fost implicați în marea instruire și doar cei care au de gând să se implice în marea trimitere. Pentru că marea împuternicire nu are alt rol decât să ne ridicăm la nivelul de la care putem să îl slujim pe Dumnezeu în mijlocul unei lumi care este rea și necredincioasă. Această putere divină de împuternicire este dată credincioșilor născuți din nou, în primul rând cu scopul slujirii și apoi cu scopul desăvârșirii spirituale. Hristos și apostolii sunt un exemplu necesar, dar și suficient pentru noi, ca să știm cu precizie care este scopul Domnului cu împuternicirea promisă. Atunci când vorbim despre împuternicire, vorbim despre toată Biblia, dar atunci când facem o predică despre asta, trebuie să luăm gânduri care sunt importante, care se aplică la contextul în care noi suntem, trăim și să prezentăm acestui popor un mesaj care să aducă în inimă întărire și motivație pentru slujire. De ce este nevoie de împuternicire? Ce să facem cu ea? Practic, lucrurile sunt puțin mai complicate. Teoretic, biblic, teologic, sunt mai simple. În primul rând, împuternicirea aceasta este pentru evangelizare. Vedeți? Domnul își explică cuvântul. El nu are nevoie de oameni care să îi explice cuvântul, ci oamenii aceștia trebuie doar să citească explicația dată în cuvânt. Scriptura spune următorul lucru: când Duhul Sfânt se va coborî peste voi, veți primi o putere. Când Duhul Sfânt se va coborî peste voi, veți primi o putere. Puterea aceea vă va face în stare să fiți martori. Unde? În zona unde trăiți și apoi până la marginile pământului, toate zonele, zonă cu zonă. Să fiți martori pentru toți oamenii, începând cu aproapele și terminând cu toți oamenii care vor deveni rând pe rând aproapele pentru că mergeți la ei. Evangelizarea este porunca lui Dumnezeu. El a spus: puterea o veți primi ca să fiți martori. Martori ai întrupării, martori ai morții, martori ai învierii, martori ai înălțării și martori ai revenirii. Noi trebuie să mărturisim despre ceea ce am văzut și despre ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura ne spune despre faptul că împuternicirea aceasta trebuie în primul rând folosită în evangelizare. De ce? Cum? În primul rând în evangelizare publică. Uitați cum a făcut El și mă gândesc că El este exemplu suficient.
Iisus străbătea toată Galileea învățând pe norod în sinagogi și predicând Evanghelia, predicând Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Iisus făcea lucrul acesta. Nu ne-a spus El călcați pe urmele mele? Nu ne-a spus El învățați de la mine? Nu ne-a spus El eu am început, voi să continuați? Ba da, El a predicat Evanghelia și acesta este mandatul nostru. Nu uitați, Domnul n-a predicat Evanghelia în sinagoga din Ierusalim, nici doar în sinagoga din Capernaum. Scriptura ne spune următoarele cuvinte, El străbătea Galileea, El străbătea țara. Asta înseamnă că mergea peste tot, oamenii n-ar fi venit la El, pentru că oamenii n-au minte să-L caute pe Domnul, mulțumindu-se cu un fel tradițional de a-L căuta. Unul aprinde o lumânare și îi se pare că e tot ce trebuie să facă. Unul aduce un colac și îi se pare că e tot ce trebuie să facă. Oamenii îl confundă pe Iisus Hristos și mântuirea Lui cu tradițiile culturale în care ei s-au născut și în timp ce ei le practică își liniștesc conștiința că fac ce trebuie. De aceea merge Hristos la ei ca să le spună, vă duceți în iad, aveți nevoie de mântuire. Hristos nu mai merge la ei pentru, în trup, pentru că s-a înălțat la cer, dar a rămas în urma Lui o sămânță de urmași, adică noi. Noi trebuie să mergem în numele Lui. E absolut obligatoriu. Evanghelizarea trebuie să fie și personală. Hristos nu a dormit o noapte ca să stea de vorbă cu Nicodim. Hristos nu a mâncat într-o zi pentru ca să stea de vorbă cu femeia de la fântâna Samariei. În Ioan 3 cu Nicodim, în Ioan 4, Scriptura ne prezintă eforturile pe care le-a făcut Domnul pentru mântuirea unor oameni, a unor grupuri de oameni sau a unui singur om. Mântuirea unui singur om a fost atât de importantă încât Hristos a renunțat la o noapte de somn sau la o bună parte din noaptea aceea. A fost atât de importantă încât nu a mâncat o zi sau o masă atunci când ucenicii s-au întors cu mâncare din oraș. Evanghelizarea personală este evanghelizarea la care ne cheamă Hristos ca și evanghelizarea publică. Un alt exemplu de evanghelizare este evanghelizarea dincolo de limitele etnice. Nu uitați că un evreu a fost trimis la un etiopian. Un evreu pe nume Filip a fost trimis la cineva care venea din Etiopia. Era o persoană care a venit să se închine la Ierusalim și dezamăgit de ce se întâmplă la templu, se întoarce în țara lui cu inima la fel de goală. Citește pe o carte din care nu înțelege mare lucru, însă Dumnezeu care cunoaște inimile oamenilor și dorurile ascunse în ea, trimite pe un evreu la un etiopian să-i spună următorul lucru. Bărbate, să nu te superi, înțelegi ce citești în carte? Nu. Omul ăla era ministru finanțelor Etiopiei, era un om cu carte, un om instruit și omul are modestia necesară, oamenii lui Dumnezeu sunt modești. Oamenii care îl caută pe Dumnezeu sunt modești și recunoaște, nu înțeleg ce scrie în carte. Și Biblia ne spune că Filip se urcă în car și un singur lucru îi predică din tot Vechiul Testament. Îi predică despre Mesia, despre Hristos. Erau acolo multe nume, multe legi, ceremoniale, morale, sociale, însă un singur lucru putea să-i aline dorul, neastâmpărat de religia națională. Numai Iisus, Domnul. În El e vindecare, în El e iertarea păcatelor, în El e mântuire, în El au oamenii viață veșnică, în El speră omul când se trezește dimineața că va fi binecuvântat. În El și numai în El, numele Lui să fie slăvit. Împuterniciți pentru evanghelizare. Scumpii Domnului, suntem chemați să primim această împuternicire, nu pentru eticheta noastră penticostală, bisericească, nu pentru a poza în fața comunității că suntem niște oameni duhovnicești, oamenii duhovnicești fac ce au făcut Hristos. Oamenii duhovnicești repetă ce a făcut Hristos. Și dacă Hristos a trăit mergând din oraș în oraș și spunând Evanghelia când la unul, când la unii, adică când la o persoană singură, când în mod public, atunci niciodată nu vom fi mai duhovnicești dacă nu vom face ceea ce face El. Împuternicirea ne este dată ca să fim martori. Împuternicirea ne este dată ca să fim martori. În al doilea rând, împuternicirea ne este dată pentru ca cei care au primit mărturia și s-au pocăit, s-au convertit, să fie maturizați și să crească în credința lor până la asemănarea cu Domnul, până la maturizare. Dacă evanghelizarea înseamnă comunicarea cuvântului lui Dumnezeu, maturizarea înseamnă educarea poporului sfânt. Scripturile spun, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții învățători, păstori și
El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe unii evangheliști, păstori și învățători. De ce? Pentru desăvârșirea sfinților. Oamenii aceștia cărora noi le predicăm Evanghelia în lume, colegii noștri, vecinii noștri, rudele noastre, unii dintre ei vin în biserică, ei se nasc ca un copilaș într-o familie, dar au nevoie să crească. Poate un copil să crească fără mamă, tată sau doică? Nici de cum. Poate un nou convertit să ajungă la desăvârșire fără un mentor spiritual? Nici de cum. Va rămâne veșnic un copil în credință, întrebând tot timpul dacă trebuie să se acopere sau nu, sau dacă trebuie să plătească partea Domnului sau nu, dacă trebuie 3 zile înainte de cină sau nu, sau dacă nu știu ce trebuie să mai facă sau nu. Și cum prinde un predicator, cum îi repetă celebra întrebare? De ce? Pentru că nu a mers niciodată la școală. Cât face 1 plus 1? 2. Cât face 1 plus 1? 2. Cât face 1 plus 1? 2. Toată viața numai asta întreb. De ce? N-am fost la școală. Când merg la școală, nu mai pun întrebări de genul acesta. Dacă evangelizarea înseamnă comunicarea cuvântului Dumnezeu pentru ca omul să se mântuiască prin credință, atunci oamenii care s-au mântuit prin credință trebuie să crească. Noi convertiți și copiii noștri care sunt tot un fel de nou convertiți, pentru că nu sunt mântuiți că s-au născut în casele noastre. Asta ne spune Scriptura. Biblia ne vorbește dacă evangelizarea este la un nivel mare, maturizarea este la un nivel mic. Domnul ne spune în Marcu, capitolul 7, versetul 18, despre maturizarea unui grup mic. Și el a zis, și voi sunteți așa de nepricepuți, nu înțelegeți că nimic din ce intră în om, din afară, nu-l poate spurca. Și Biblia ne spune că i-a luat și le-a explicat faptul că atunci când mănânci o mâncare, ea trece prin corp, dar iese și corpul oprește doar ce este folositor, nutritiv, hrănitor. Dar asta nu spurcă. Nu ajunge în inimă, nu are conotație morală. Însă ce iese din gură, asta înseamnă moral sau imoral, păcătos sau neprihănit, ziditor sau devastator. Și Hristos le ține această lecție oamenilor și ei se maturizează în urma acestei lecții și în urma multor altor lecții pe care Domnul le dă. Dar nu numai într-un grup ca al ucenicilor vorbește Domnul. Domnul face maturizare și într-un grup restrâns. Și Scriptura ne spune că a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile care erau cu privire la el. Vă mai aduceți aminte de drumul Emausului, Luca capitolul 24, cât de mare era grupul celor doi? Doi. Domnul se oprește și le vorbește, le deschide mintea. Cum se deschide mintea? Mintea se deschide prin edificare, prin explicare, prin repetare, prin insistare. Și oamenii aceștia, după ce pricep, se desăvârșesc în înțelegerea lor și se miră cum l-a urmat pe Domnul, dar n-au înțeles cine este și ce vrea. E adevărat că l-a urmat, evident, cât timp? 3 ani și jumătate. Și 3 ani și jumătate nu-i suficient ca să înțelege adevărul ăsta. Pentru ei nu a fost. Dar Domnul se oprește, le vorbește lămurit, clădind pe ceea ce ei știau, și atunci ei spun, cum nu ne ardea sufletul noi când ne deschidea scripturile, când ne explica și noi nu pricepeam nimic. Împuternicirea este pentru apostoli, împuternicirea este pentru proroci, împuternicirea este pentru păstori, împuternicirea este pentru învățători. Lumea trebuie expusă la evangelizare, dar biserica trebuie expusă la învățare și maturizare. Poporul acesta trebuie să fie desăvârșit în credință, în slujire, să-și înțeleagă darul, să-și înțeleagă locul, să-și înțeleagă chemarea și fiecare să fie un mădular în trupul lui Hristos. Nu toți vom fi coriști, dar o parte dintre noi vor fi. Nu toți vom fi fanfariști, dar o parte dintre noi vom fi. Nu toți vor fi corpul pastoral, dar o parte dintre noi vom fi. Nu toți vom fi ușieri și exemplele pot continua. Nu tot trupul meu e nas sau ochi sau ureche, dar de un nas am nevoie și de 2 ochi și exemplele pot continua. Comunicarea cuvântului în perspectiva evangelizării nu pentru noi trebuie. Noi știm că prin credință și pocăință ești mântuit, dar oamenii de afară nu știu. Însă când ei ajung aici,
acceptând pe Hristos, ei au nevoie să li se ofere o hrană din ce în ce mai tare, pentru că acum ei trebuie să crească, nu să fie mântuiți. A fi mântuit este intrarea în împărăția lui Dumnezeu, dar în împărăția lui Dumnezeu trebuie să crești, trebuie să fii folositor. Dacă pastorul se ține toată ziua după tine să-ți spună, mai lungește-ți fusta, te întreb, cât de desăvârșită ești? Sau dacă îți spune, fii mai cu minte în adunare, lasă telefonul, lasă, oprește-te odată. Cât de matur poate să fie un astfel de om? Ascultă-mă, nu pentru mine trebuie să ai respect, eu sunt om ca dumneata. Trebuie să ai respect pentru rege. El este aici, în fața lui se închină îngerii care pot zbura. În fața lui se închină îngerii care sunt veșnici. În fața lui se închină îngerii care au putere. El este sclipitorul Dumnezeu. În vârful degetului lui mic e planeta albastră. Viața mea este înfășurată pe degetul lui. Ar trebui să încremenesc în fața lui. Ar trebui să mă plec în genunchi. Ar trebui să-i dau onoare, nu să textuiesc. Asta este ofensă. Este blasfemie. Este necredință. Este păgânism. O formă brută și obraznică de păgânism. Copiii Domnului trebuie să fie conduși la desăvârșire, să-L iubească pe rege, să-și dedice viața lui, să țină la el ca la ochii lor din cap, să dea totul pentru el, să dea din banilor, din resursele lor, să plângă, să râdă cu el. El e Domnul, El e Împăratul, El e Mesia, El e Hristosul lui Dumnezeu. Dacă El n-ar fi fost de partea noastră, ne înghițea pământul de vii. Ne erau copiii călcați de mașini și distruși de nenorocirile vieții. Sau am fi fost bântuiți de alcool și de alte nenorociri. Însă Dumnezeu este de partea noastră. Poporul Domnului trebuie să fie expus la maturizare. E normal în clasa întâia să întreb cât face 1 plus 1. Însă după ce treci prin clase, luându-le pe toate, 1 plus 1 devine un lucru atât de elementar încât întrebarea aceasta nu mai este pentru niște oameni ca noi. Poporul Domnului, împuternicirea se manifestă nu doar în evangelizarea lumii, se manifestă în desăvârșirea bisericii. Scriptura ne spune, Efeseni 4:11, El a dat pe unii pentru desăvârșirea altora. El a dat darul ăsta de a învăța. El a dat darul acesta de a avea răbdare, de a asculta pe cineva care o jumătate de oră are nevoie doar să-l asculți, iar la sfârșit spune, mulțumesc că m-ai ascultat și pleacă zâmbind. N-a avut nevoie de sfaturile unui inteligent. A avut nevoie doar de o inimă discretă și umilă, răbdătoare, de a-l asculta să se descarce de amarul pe care nu-l mai putea purta. Uneori, consiliere nu înseamnă să spui ceva, ci înseamnă să asculți tot. Să te uiți în ochii omului și să vadă interes și dacă plânge, să plângi și tu. Dacă nu poți face asta, stai pe bancă. Trebuie să fie cineva care poate face asta. Dumnezeu a dat pe unii pentru creșterea, pentru desăvârșirea, pentru maturizarea, pentru edificarea poporului. Dar există și maturizare personală, pentru că până la urmă maturizarea este mai personală decât evangelizarea. Scriptura ne vorbește despre Barnaba și Ion Marcu, exemplul acela celebru. Pavel renunță la el pentru că era prea firesc, probabil că nu era încă născut din nou, dar îl ia Barnaba și are răbdare cu el. Și petrece ani de zile cu el. Și Pavel merge doar cu oameni care erau foarte înalți spirituali și care puteau fi un ajutor pentru el. Dar când ajunge în pușcărie pentru credință și când este bătrân și pe moarte, când n-are manta, când nu mai are nici cărțile din piele și când tremură de frig în închisorile din Roma, atunci spune următoarele cuvinte: trimiteți-mi-l pe Ioan Marcu. Pavel, dar pe Ioan Marcu cu ani buni în urmă l-ai respins. Ai spus că este firesc. Da, e adevărat, însă Barnaba, fiul mângâierii, care a avut răbdare, care e mângâietor, care este tandru, care și-a petrecut timp cu el și l-a crescut, l-a maturizat, l-a transformat pe tânărul acela care se uita doar după fete sau după altceva, într-un creștin adevărat, într-un creștin matur, într-un creștin care acum îmi poate fi de folos în pușcărie. Dacă n-a fost un Barnaba, ce s-ar fi întâmplat cu Ioan Marcu? Dacă n-ar fi fost un Moise, ce s-ar fi întâmplat cu Iosua? Dacă n-ar fi fost un Elisei? Cu un Ilie, ce s-ar fi întâmplat cu un Elisei? Dacă n-ar fi fost un Hristos, de fapt nu un, ci articulat, Hristosul, atunci ce s-ar fi întâmplat cu cei 12? Dacă n-ar fi fost un Pavel, ce s-ar fi întâmplat cu un Tit sau cu un Timotei? Maturizarea nu este un moft, un program sau un punct în viziunea Bisericii Betania.
Maturizarea este porunca lui Dumnezeu, numărul 2. Și împuternicirea face maturizarea reală și eficientă, binecuvântat să fie numele Domnului. În al treilea rând, există împuternicire pentru închinare, asta înseamnă sărbătorirea prezenței lui Dumnezeu. Închinarea prin rugăciune. A doua zi dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit, s-a dus într-un loc pustii să se roage. Închinarea prin muzică. Vorbiți între voi cu psalm, cântări de laudă și cântări duhovnicești și aduceți din toată inima laudă Domnului. Marcu 14 cu 26, după ce au cântat cântările de laudă, la plural în Marcu, la Matei, în Matei e singular, la Marcu e la plural, după ce au cântat cântările de laudă, în contextul cinei Domnului, au plecat din grădină. Domnul a ținut cina Domnului, i-a învățat, le-a împărțit cina și în încheiere a cântat cântările de laudă. Părtășia cu Hristos implică cântări de laudă și învățătură, implică actul de cult al cinei Domnului. Iar apostolul spune, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești. Dragi tineri, frați și surori, uneori vă întâlniți în părtășii. Aș vrea să vă întreb, dincolo de remi și șah, cântați și cântări de laudă? Dacă nu, vreau să vă întreb, aveți liniștea că-L urmați pe Iisus Hristos? Apostolul spune, cântați cântări duhovnicești când vă întâlniți. Este normal la vârsta aceasta să te întâlnești, să râzi, să vorbești cu prietenii, cu tinerii din adunare, este normal. Dar cel puțin la fel de normal este să spui, ok, acum facem o rugăciune și cântăm o strofă dintr-o cântare în cinstea Domnului. Dacă Iisus a făcut așa, trebuie să fii ca El, pentru că El a fost modelul lui Dumnezeu pentru noi. Și Pavel spune, cântați cântări de laudă. Împărtășiile lui, Domnul s-a rugat cu ucenicii, i-a învățat pe ucenici și a cântat cântări de laudă. Și Biblia vorbește în Marcu despre cântări la plural, nu la singular. Frații mei, încercați să vă corectați atitudinea ca și gazde sau ca și musafiri. Accentuați sfințenia și repetați modelul Domnului Iisus. Potoliți-vă cu modelele tradiționale ale bisericii locale de unde venim. Nu există biserică locală perfectă. Bisericile locale, una excelează prin muzică, una excelează prin pastorație, una excelează prin organizare, una excelează prin parcare. Puține biserici sau poate nu există niciuna care să exceleze la toate lucrurile. Însă modelul Domnului este excelent. Noi trebuie să ne asemănăm cu El în toate lucrurile. Nu doar ca în biserica de unde venim noi, să se întâlnească doi sfinți să nu spună o rugăciune. Aia-i treabă? Aia-i pocăință? Ne stă mai bine cu bancuri? Și ne stă mai bine cu două televizoare, unul pe peretele ăsta și unul pe ălălaltul? Nu vorbesc împotriva televizorului, vorbesc pro-rugăciune și vorbesc pro-cântare de laudă și vorbesc pro sau pentru lucrurile duhovnicești. Câți ani trebuie să avem ca să avem practicile astea? La ce vârstă trebuie să avem, să ajungem? Trebuie neapărat să fim ordinați pastori ca să avem o astfel de viață spirituală? Dacă da, atunci ne mai gândim la treaba asta. Oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să creștem. E o onoare să poți ajunge ca El. E o provocare, e un privilegiu, e un har. Mi-aduc aminte în copilărie când făceam sport că aveam pereții plini cu poze de ale unor oameni care erau campioni în sportul pe care eu îl făceam. Și studiam ce mănâncă ei, cum fac ei antrenament, de la ce oră, cât timp, cum procedează. Am avut o pasiune grozavă la vremea aceea pentru lucrurile astea. Să-mi fi pierdut astăzi pasiunea pentru poza din inima mea, din sufletul meu. Iisus, El ce mănâncă, cum mănâncă, El cât se roagă, unde se roagă, ce se roagă, El cum procedează, cum vorbește. Nu sunt astea lucruri normale pentru un ucenic, pentru student al Domnului? El e mentorul nostru, noi suntem studenții Lui. El e modelul nostru, noi trebuie să-L copiem. Iar dacă avem obiceiuri care sunt în conflict cu ale Lui, nu El trebuie să-și le schimbe după noi, ci noi după El. Dacă nu facem asta, noi nu creștem. În zadar trec anii de pocăință pe lângă noi. Că nu vechimea pocăinței contează aici, nu suntem la fabrică unde suntem plătiți la oră în funcție de vechime și unde pensia o luăm în funcție de vechime. Oameni buni, pocăința stă în calitate în primul rând, în rezultate, în maturizare, în asemănarea cu Domnul, nu în vechimea din biserică. Închei repede. Împuternicire pentru părtășie.
unirea familiei lui Dumnezeu. Niște oameni în care există Duhul lui Dumnezeu, același Duh al lui Dumnezeu, se vor simți bine împreună. Domnul a avut părtășie cu fariseii, a avut părtășie cu păcătoșii, a avut părtășie cu ucenicii și Ioan Botezătorul n-a înțeles nimic din asta și s-a supărat fiindcă era în închisoare și se întreba, vărul meu se întâlnește cu fariseii și pe mine nu mă vizitează. Eu nu i-am suportat pe farisei, eu am trăit în pustie mâncând așa de sărăcăcios și el mănâncă cu farisei, el mănâncă cu păcătoșii, el mănâncă cu cei 12 pescari, iar eu stau în închisoare pentru el că i-am pregătit drumul. El n-a înțeles că părtășia implică să stai de vorbă cu sfinții. Dacă unii sunt ingineri, trebuie să ai părtășie cu ei. Dacă unii sunt niște oameni simpli, trebuie să ai părtășie cu ei. Dacă alții sunt bătrâni și tot îți povestesc ce s-a întâmplat pe front, nu-i nicio problemă, ascultă-i când vei ajunge bătrân și pe tine te va asculta cineva. Dacă ești mai... Noi trebuie să avem părtășie unii cu alții. Sunt de acord ca tinerii să aibă serviciu divin vinerea, dar nu pot să înțeleg de ce nu sunteți punctual la ora 9. De ce nu sunteți punctual la ora 9? Într-o zi nu o să vă mai lasă mai cântați. Într-o zi nu o să vă mai lasă stați aici să cântați. Nu mă refer la voi, mă refer la tot poporul acesta. Noi nu putem să facem o biserică de tineri și una de bătrâni. Dacă în casă e un bunic, un tată, o mamă și mai mulți copii și în biserica lui Dumnezeu este loc pentru generația bătrână și pentru generația tânără, nu putem să le spunem acestor oameni că miros urât și nu mai putem avea părtășie cu ei. Hristos a avut părtășie cu farisei ca să-i câștige și a avut părtășie cu păcătoșii ca să-i mântuiască și a avut părtășie cu ucenicii ca să-i desăvârșească. Noi nu putem să creăm programe pentru fiecare independent, pentru că ăla vrea cântările lui, ăla are mofturile lui, ăla e selectiv. Nu! Noi suntem frați și surori și avem un singur tată pe Dumnezeu. E adevărat că nu ne întâlnim pe grupe mici. E adevărat că întâlnirile de surori, întâlnirile de frați, întâlnirile de familie, întâlnirile de tineri, toate sunt bune, dar noi avem sărbătoarea lui Dumnezeu atunci când ne întâlnim cu toții și putem să cântăm aceleași cântări. Putem să-L onorăm pe Dumnezeu, că este același Dumnezeu pentru noi toți. Când ungerea Domnului, când împuternicirea Domnului este peste noi, atunci îl înțeleg pe fratele de lângă mine. Atunci îl înțeleg pe fratele de lângă mine, o înțeleg pe sora de lângă mine. Îi înțeleg pe toți oamenii, oamenii sunt diferiți. Trebuie să acceptăm diferențele acestea în lucrurile specific încredințărilor. Însă regulile generale trebuie să le acceptăm cu toții și să le împlinim cu toții, pentru ca să fie posibilă închinarea noastră în același loc. Împuterniciți pentru slujire. Nu mai spun nimic pentru că deja am trecut 5 minute și destul de des mă bucur de bunăvoința dumneavoastră, nu vreau să încheltui tot accountul, să rămân la zero, vreau ca să mai puteți asculta în viitor, însă mă uit la dumneavoastră și trec anii. Am fost aseară într-o familie și în familia aceea era o fată care acum este mare și vorbeam cu părinții ei despre faptul că atunci când noi am venit aici, era la școala duminicală. M-am uitat la ea și fată de măritat. Și mi-am dat seama că a trecut o bună bucată din viața mea. La mine nu se vede că la vârsta asta nu se vede când trec anii. Se vede numai la începutul vieții în tinerețe, copilărie, și numai la sfârșitul vieții când deja se adaugă multe aspecte ale bătrâneții. Dar cam între 20 și 50 de ani nu prea sunt diferențe, cam tot acolo ești. Mă întâlnesc cu oameni și îmi spun, nu te-ai schimbat deloc. Mai dă-mi un an și o să mă schimb imediat, le spun. Poporul Domnului, ne trece viața. Dacă viața trece și nu apucăm să ne pocăim, să ne desăvârșim, să trăim în părtășie cu sfinții, să ne închinăm împreună lui Dumnezeu și să ne putem închina împreună cu toată pasiunea. Și dacă nu putem avea proiecte în care să-L slujim pe Domnul, fraților, ce știți voi să faceți? Știți să faceți gogoși? Nicio problemă. La întâlnirea pe care o să avem, voi faceți gogoși, o pregătesc predica și noi toți le mâncăm. Putem să avem proiecte împreună pentru că suntem poporul Domnului. În locul acesta e loc pentru cei mai bătrâni oameni, e loc pentru cei mai tineri oameni, e loc pentru cei mai inteligenți oameni, adică mă refer la oameni instruiți intelectual, și loc pentru cei mai simpli oameni care datorită unor circumstanțe ale vieții nu au avut timp de școală. Aici este Domnul și diferențele dispar. Aici este Dumnezeul nostru care ne împuternicește. Și noi toți primim această împuternicire, în primul rând să evangelizăm, în al doilea rând să maturizăm poporul Domnului, apoi să trăim în unitate, în părtășie sfântă, apoi să ne închinăm ridicându-ne mâinile și cu toții să plecăm în slujire. Unul dirigează, unul cântă, unul stă la ușă, unul strânge bani, unul reglează sunetul, fiecare face câte ceva. Și când va veni Domnul, cu gloria, mașina aia de treierat adună boabele de grâu,
Așa puterea lui Dumnezeu ne va aduna, indiferent unde vom fi, în spital sau acasă. Trupul nostru pus în țărâna pământului sau încă în viață. Niciun bob de grâu nu va fi uitat, pentru că El va ști fiecare la ce adresă dormim sau unde muncim. Aceasta ne este încrederea. Primim împuternicirea aceasta ca pe o onoare. O manifestăm cu toată responsabilitatea și vrem, dacă știm că mâine vine Domnul, vorba lui Luther, să mai sădim astăzi un pom, pentru să mai facem ceva pentru împăratul. El merită slujirea noastră, El merită transpirația noastră. Mașina mea a ruginit, dar ceea ce am făcut pentru Domnul nu ruginește. Când voi ajunge în cer, ostenelile mele vor fi păstrate într-un loc unde nu intră rugina, unde nu le fură nimeni. Și tot ce am strâns eu pentru Domnul îmi va fi prezentat. Ce rău o să-mi par atunci că n-am strâns mai mult pentru Domnul. Mai ai timp, mai ești în viață, strânge mai mult pentru Domnul. Ostenește-te mai mult, sfințește-te, implică-te, dăruiește-te. Nu pentru un om, nu pentru o biserică neapărat, ci pentru rege. Cu aceasta rămâi. Poporul Domnului, haide să încheiem slujba divină, dar și să pecetluim ceea ce avem în suflet cu rugăciune. Vă invit să ne ridicăm, stăm înaintea Domnului, încheiem serviciul divin cu rugăciune. Numele Domnului să fie peste noi. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!